Directorul Teatrului Național din Budapesta, Attila Vidmanski, cu care a colaborat înainte și pe vremea când acesta era la conducerea teatrului din orașul Debrețan și cu care a avut mai multe discuții legate de eventualele piese care ar putea fi prezentate. În timpul repetițiilor, regizorul român a comunicat cu actorii ungari prin intermediul unui translator și a mărturisit că de obicei în astfel de situații munca depusă pentru pregătirea spectacolului durează mai mult timp. Primul rând e de două ori mai lung, pentru că totul trebuie tradus. În rest, cam asta e problema. De obicei, când lucram în alte țări, descurcam într-o limbă de circulație internațională. Aici, în Ungaria, fac actorii în general nu prea vorbesc alte limbi. Cel mai complicat, mult mai complicat. Silviu Purcărete a mai spus că următorul spectacol, regizat de el, va fi prezentat în România, la Sibiu. Ascultați Radio România Actualități.